Mulțumesc frumos! În primul rând, vreau să-i urez domnului profesor încă o dată la mulți ani. Contează, e o vârstă frumoasă și sunt peste 40 de ani de profesorat. Am avut și eu ocazia să învăț multe. Și din punctul ăsta de vedere, tema de azi are pentru mine o notă personală, atât în partea de e-inclusion, cât și în partea de e-skills. Dacă la partea de e-skills datorez enorm familiei și profesorilor, la partea de e-inclusion datorez unui om care, nefericit, care avea un handicap fizic, un vecin din copilărie, și care m-a ajutat să-l înțeleg realmente cât de mare este Eminescu ca poet. Încerc să nu uit lucrurile astea atunci când împreună cu colegii mei ne implicăm în diferite proiecte, indiferent de amploarea și de natura lor. Din acest punct de vedere, astăzi aș vrea să nu urmăm foarte exact slide-urile prezentării, ci să ne folosim de momentul de bilanț. Au trecut 5 luni, practic, de când s-a lansat Agenda Digitală 2020 la București. Și în această perioadă am avut ocazia să discutăm 3 elemente de bază legate de globalizare, inovație și acțiuni de responsabilitate socială, care ajută formarea de noi capacități cognitive și includerea unor categorii defavorizate într-o societate din ce în ce mai rapidă și mai digitală. Din punctul acesta de vedere, la IBM, una dintre credințele de bază din cele 3 este cea legată de inovație care contează pentru clienți și pentru corporație. Nu mai facem acum bilanțul invențiilor și patentelor de la IBM. Sunt mult prea multe. Anul acesta a fost un an deosebit de rodnic în fructificarea lor, pentru că este primul an după 100 de ani de activitate când firma a reușit să facă dintr-o singură tranzacție peste $1 miliard și a fost o tranzacție legată strict de vânzarea de patente. Scopul tranzacției au reprezentat-o 600 și ceva de patente cumpărate de un alt lider al informaticii, este vorba de firma Google. Data trecută, la întâlnirea care am avut-o la lansarea platformei digitale, unul din elementele definitorii ale acelei întâlniri a fost luarea de cuvânt a domnului Pambukcian, care a spus că dacă nu găsim o formă rapid prin care să fructificăm valoarea intelectuală, vom ajunge o națiune de cumpărători. Vă aduceți aminte momentul de emulație care a urmat și pentru noi la IBM lucrul acesta a avut o conotație importantă, pentru că anul acesta, între lucrurile realizate, sunt și deschiderea la București a primului centru de cercetare-dezvoltare, face parte dintr-un plan mai larg de diversificare în care IBM, intrat în al 17-lea an de existență în România, încearcă să se maturizeze odată cu piața. Din acest punct de vedere, grupa este încă mică, scopul este cercetarea în domeniul dezvoltării de echipamente de rețea. Nu a fost o dezvoltare haotică și a făcut parte dintr-un plan global de achiziții.
dar astăzi există și această activitate în portofoliul firmei din România, care vine să completeze partea legată de categoriile noi de servicii introduse în anul 2010 pe piață și cu care am reușit anul acesta, suntem foarte bucuroși de acest lucru, că am reușit să convingem 18 clienți noi să ni se alăture. E vorba de serviciile legate de data center. În urmă cu un an, prin parteneriatul cu Petrom, am reușit să deschidem primul centru de date de nivel 3, cu o reziliență foarte bună și cu securitate foarte bună în România. Evident că acest centru nu e doar așa o operă de artă, ci are un obiectiv comercial foarte exact. Iar în politica comercială IBM în România a fost ca să folosim centrul ca o bază de servicii, mai ales pentru clienți noi. Pentru că cei cu care lucram până acum știau foarte bine ce să ia, când să ia, cum să ia, la ce suntem buni sau mai puțin buni. Și atunci, pentru a realiza țintele de creștere propuse, se merge pe această diversificare. Aș vrea să mă opresc aici cu succesele comerciale și să ne uităm un pic la elementele care țin de Agenda 2020. În urmă cu 5 luni, lucrurile ne-au fost destul de clare și atunci acțiunile s-au desfășurat pe două planuri. Un plan ține de cooperarea cu partenerii noștri existenți pentru a susține proiectele care merg pe ciclul obișnuit. Avem mai multe parteneriate care așteptăm să-și atingă maturitatea. IBM nu se implică direct în a aplica pentru astfel de proiecte. Nu este în scopul nostru de activitate. Dar specialiști din IBM ajută la realizarea aplicațiilor, completează cu experiență specifică anumite puncte în aceste proiecte și în echipe. Un exemplu de implicare a fost anul acesta trecerea la un alt nivel de cooperare cu unii dintre clienții și partenerii noștri. De data asta, ca să lucrurile se desfășoare mai repede, nu s-au căutat surse de finanțare în zona națională sau în zona europeană, ci s-au căutat alte două elemente. Surse de finanțare interior, în intern, în IBM. Și din acest punct de vedere, pentru București s-a făcut o aplicație pentru un program numit Executive Service Corp, care prevede trimiterea în orașele care câștigă o astfel de bursă a unor specialiști de vârf la nivel executiv, atât în domeniul managerial cât și în domeniul tehnic, care prestează niște activități pro bono. Nu sunt plătiți de client, nu se ocupă de cele mai multe ori de informatică. Suntem mândri de faptul că în România, după ce timp de 2 ani, în anii 2009 și 2010, 5 misiuni similare au dat rezultate foarte bune la Timișoara, Iași, Brașov, Ploiești și Craiova, anul acesta 2 misiuni, de data asta nivel mai înalt, au avut drept parteneri primăria orașului București. Prima misiune s-a desfășurat prin luna mai, a avut ca obiectiv să ajute primăria în elaborarea strategiei de comunicare, iar a doua misiune s-a petrecut în sfârșitul lunii septembrie, luna octombrie, având ca scop dezvoltarea de noi proiecte și un transfer de experiență și de cunoștințe către departamentul de management al proiectelor din primărie. Este un gen de activitate în care
atât specialiștii veniți din afara țării și au fost specialiști care sunt originari din Statele Unite, Australia, Japonia. Mă rog, un coleg italian, dar de origine din Statele Unite, care lucra preponderent la Shanghai și care a fost supervizorul nostru financiar când am implementat contractele cu Petrom pentru data center, au adus varietate și cunoștințe din alte regiuni, din alte zone, echipelor multidisciplinare care au lucrat la primărie. Nu știu cât au prins ei de la noi, știu cât de mult am învățat eu de la ei. Din acest punct de vedere, ca să nu se mai spună mai ales despre mine, că văd două românii, una până la Chitila și una dincolo de Chitila, aș vrea să vă prezint succint și alte activități în care colegii din IBM România s-au implicat. Aceste activități, din cadrul proiectului de responsabilitate socială, au avut trei obiective. Unul legat de e-skills și este un proiect, un program numit KidSmart, adresat vârstelor foarte mici. Mă refer în principal la grădinițe și școli, prin care niște module specializate, în fapt un calculator personal cu niște accesorii, dar totul integrat într-un stand foarte solid, sunt date către acele grădinițe și școli care nu beneficiază de echipamente informatice. S-au dovedit de mare succes, au fost completate cu activități de voluntariat în care diversi colegi au făcut instruiri, au explicat cum se depanează un calculator, lucruri simple pe care mulți dintre noi ne-am fi dorit să le avem la vârsta pe care o au acești copii. Vă spun în cunoștință de cauză, pentru că eu am avut ocazia să văd calculatoare electronice la o vârstă foarte fragedă și calculatoare, mă rog, mecanografice, asta e cam la vârsta când eram elev când eram la grădiniță. Sunt unul dintre norocoși. Din punctul ăsta de vedere, aici sunt cele 5 elemente definitorii în concepția IBM pentru crearea de abilități pentru dobândirea cunoașterii profesionale specifice. În afară de aceste jaloane, rămân importante activitățile cu conotație socială. Și din acest punct de vedere, echipa din IBM România a susținut în anul acesta două inițiative importante. Una de mai mare respirație, care este legată de activitatea unui ONG numit United Way, iar a doua, de o importanță locală, dar care s-a dus în România profundă, este sprijinul dat de voluntari din IBM unei școli primare din localitatea Doaga. Iarăși, văd lucrurile nițel din perspectiva mea, acolo la Doaga, în ultimii 50 de ani, nu s-au schimbat multe. În urmă cu 50 de ani, tatăl meu ajungea acolo șef la o balastieră, pentru că acolo a fost un obiectiv de investiție important. Este vorba de un pod peste Siret, unul dintre puținele poduri din România care are cale dublă, cale ferată și cale auto. Este un pod cu două căi suprapuse, ceva mai rar. Asta e. Ne-am implicat în a susține această școală cu niște bunuri, cu niște elemente, cu ceva tehnologie și cu un transfer de cunoștințe. Cam astea sunt elementele cu care IBM încearcă să contribuie în România la dezvoltarea skill-urilor și a incluziunii sociale pe termen scurt.
pentru că am reușit în câteva luni să facem o serie de lucruri fără să mai așteptăm un lanț de aprobări și un lanț de antrenare. Încă o dată, rostul acestor acțiuni n-a fost decât ca să deschidă calea. Luați-le ca niște proiecte pilot efectuate în cadrul companiei noastre și al căror scop nu este altul decât de a testa și a dezgheța anumite inițiative. Ne dorim să ne găsim mai mulți parteneri în dezvoltarea proiectelor de data asta de anvergură, parte din Agenda 2020, pentru că am sezizat aici atât necesitatea pe care am văzut-o practic în implicările de care v-am povestit, cât și posibilitatea de a crea noi proiecte de succes. Mulțumesc frumos! Hai să trecem peste astea. Mulțumim și noi, domnule Stănescu.